Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Republica Moldova a primit în sfârșit bilet de intrare deocamdată în anticamera Uniunii Europene. Ca să trecem mai departe, trebuie să facem niște lucruri, să demonstrăm că suntem gata de a deveni parte a Uniunii Europene. Acest drum durează mult timp, ani de zile, totul depinde cât de repede vom demonstra că corespundem, că progresele pe care le-am făcut, reformele pe care le-am făcut, ne fac eligibili pentru a fi parte a Uniunii Europene. Iar una dintre cele mai mari provocări este să demonstrăm că avem o justiție conformă regulilor și rigorilor Uniunii Europene. Și tocmai pentru ca să demonstrăm asta, de mulți ani, Republica Moldova tot face reforme în domeniul justiției, în speranța ca justiția să devină mai curată, mai bună și mai în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Experții, dar și comunitatea internațională spun că un nou avânt, unul care pare a fi sincer, de reformarea justiției, a început în toamna anului trecut. În ce măsură reformele inițiate de nouă guvernare ne fac mai apropiați de standardele europene și ne oferă mai multă justiție, mai multă curățenie în sistemul justiției din Republica Moldova, vom discuta în cadrul emisiunii din această seară cu mai multe invitate de această dată în studio. Invitate în studio sunt doamna Olesia Doronceanu, secretară a grupului de experți în domeniul justiției și avocată. Bună seara! Seara. Doamna Livia Mitrofan, judecătoare, judecătorie Chișinău, sediu centru. Bună seara. Doamna Veronica Mihailov Moraru, secretară de stat Ministerul Justiției. Bună seara. Bună seara. Și doamna Angela Popil, avocată, membra Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Bună seara. Bună seara. Tare mă bucur că putem vorbi despre justiție cu doamne care, iată, și-au asumat una dintre cele mai grele obiective de reformare a justiției în Republica Moldova. Cât de departe, ziceam despre faptul că am primit bilet să intrăm în anticameră, dar acolo s-ar putea să stăm foarte mult, s-ar putea să ne mișcăm foarte repede mai departe, totul depinde de cât de bine ne vom face temele pentru acasă și de câte ori noi întrebăm experții oficialii europeni care sunt temele noastre de acasă, de fiecare dată ne spune justiția, lupta cu corupția, justiția. În acest moment, cum stau lucrurile în justiție? Cât de departe suntem noi de a trece în următoarea etapă? Cât mai avem de făcut? Cât e de lungă această listă? Doamna Mihailova, să începem la dumneavoastră. Ați primit probabil acel chestionar, v-ați apucat să-l completați? Foarte multe întrebări pe segmentul justiției și drepturilor. Vă cred. Situația în justiție este în alertă. Este una foarte complicată, fiindcă avem o moștenire cu multe, multe carențe. Însă dacă anii anteriori se spunea că schimbările în justiție nu vin deoarece nu este voință politică, acum această voință politică este și un angajament ferm din partea guvernului și cel puțin pentru cele primele luni de activitate, credem că noi am demonstrat această dorință de a merge înainte. La ce etapă suntem? Suntem încă la început, fiindcă noi trebuie să stabilim odată acea temelie de pe care cale de întoarcere nu mai este și pentru că această temelie, asupra acestei temelii, atât de mult s-a lucrat, ba cu o cărămidă, cu alta, s-au regresat și au intervenit tot felul de situații, noi trebuie să revedem acest fundament și acest fundament am considerat că fără un proces de curățare, da, s-ar putea ca această credință noastră să fie una mult prea mare în raport cu realitățile care o să vină, dar este un start sau hai să ne uităm și pe cealaltă, care ar fi altă soluție mai benefică, altă soluție noi nu am găsit-o oportună și având în vedere că avem și toată susținerea din partea comunității internaționale, considerăm că prin acest exercițiu de curățare o să punem baza unei reforme veritabile în sectorul justiției, ori planul nostru de acțiuni pe anii următori și mai ales strategie pe sectorul justiției 2022-2025 este unul foarte concentrat, foarte focusat și foarte închegat, fiindcă noi nu putem vorbi despre o reformă a justiției și luptă anticorupție doar pe anumite segmente. Este vorba de un sistem întreg la care trebuie de lucrat foarte mult după ce am avut 30 de ani de tentative, eșuări, la care, din păcate, nu am avansat prea mult. Au fost și progrese, nu putem spune, dar nu progresele așteptate, astfel încât să putem vorbi despre o stabilitate și mai ales despre o încredere în sistemul de justiție. Dar sistemul de justiție se referă nu numai la judecător, dar la toți reprezentanții sistemului judecător. Adevărat, exact o săptămână în urmă vorbeam despre asta că
Senzația este că politicul se concentrează pe toate două elemente ale justiției și vrea să facă acolo curățenie. Da, nimeni nu neagă că ele sunt cele mai importante. Să faci curățare în sistemul judecătorie și să faci curățare în procuratură. Dar dacă vorbim despre faptul că noi am devenit stat mafiot la un moment dat, asta nu s-a făcut doar cu mâna procurorilor și a judecătorilor. Aici au participat mulți alți actori. CNA-ul tot au participat în această chestie. Alte structuri, bun, și SIS au participat la această construcție de stat mafiot prin acțiune sau inacțiune. Și Ministerul de Interne și multe, multe alte instituții care ar fi trebuit să intervină în momentul în care au simțit că lucrurile nu merg bine și să schimbe lucrurile spre bine. Dar nu au făcut-o. Iată, deocamdată, mie mi se pare sau din vizorul politicului scapă aceste instituții. Și dacă le curăți numai pe astea două, poți să spui că faci curățenie în sistem? Eu am să fac o paralelă, poate nu foarte reușită. Haideți să comparăm asta cu o ladă de mere. Dacă într-o ladă de mere ai câteva mere stricate și le scoți, știi că este cele mai stricate, rămân altele care sunt pătate. Ce se întâmplă cu ele? Se însănătoșesc? Înțeleg foarte bine această paralelă, însă eu nu pot vorbi din numele întregului politic, fiindcă nu sunt reprezentant al clasei politice, dar aș vrea să vă contradic, fiindcă totuși planul de acțiune al guvernului are obiective setate pe mai multe segmente și, hai să spunem așa, primii pași de până acum a vizat foarte mult. În primul rând a fost centrată pe factorul uman, pe schimbarea și reprezentarea în toate funcțiile a persoanelor cât mai integre posibil sau cel puțin cât mai meritoase după funcțiile pe care ar trebui să le reprezinte. Așteptările sunt foarte mari. Noi, în general, avem un deficit de resurse umane în Republica Moldova, mai ales pe sectorul justiției și unele lucruri devin foarte subiective la anumite momente, prin simplă asociere a unei persoane profesioniste cu anumite episoade din trecut și aici trebuie să fim foarte atenți. Dar haideți, dacă să vorbim despre CNA, să vorbim despre ministerele care ați invocat, despre procuraturi, sunt schimbări la nivel de cadre și acțiunile care sunt setate în planurile de acțiune ale acestora, după mine, sunt destul de convingătoare că se dorește o schimbare. În ceea ce privește Ministerul Justiției, ca să spun așa, aici eu pot să afirm, într-adevăr, și noi suntem, de fapt, și am fost foarte concentrați în ultimele luni și pe revizuirea totală a tuturor modului de funcționare și componenților comisiilor din cadrul profesiilor juridice, fiindcă așa cum ați spus dumneavoastră, când vorbim despre sistemul justiției, nu trebuie să ne referim doar la judecători, procurori, deși aceștia sunt cei mai reprezentativi. Vorbim și despre avocați, notari, executori, judecători, exact, administratori, insolvabilitate, de pe urma căreia societatea mai mult sau mai puțin are păreri nu prea pozitive. Și aici tot avem foarte mult de lucrat și în acest an noi am încercat acum în cadrul Ministerul Justiției la toate funcțiile vacante să selectăm, să asigurăm condiții foarte riguroase în selectarea membrilor din aceste comisii, mai ales în comisiile de disciplină pentru a verifica multitudinea de petiții și plângeri pe reprezentanții profesiilor juridice. Da. Doamna Doronceanu, dumneavoastră împreună cu alți colegi din cadrul grupului de experți în domeniul justiției ați elaborat recent un raport de monitorizare a justiției. El se numește raportul de monitorizare a cărții albe a justiției. Nu știu cât e de albă cartea cei care se referă la justiție, dar acest raport de monitorizare pe care l-ați făcut, ce arată, ce diagnostic ați pus voi acolo justiției? Noi cumva am evitat, adică împreună cu colegii cumva am evitat să punem un anumit diagnostic sau o anumită notă, din simplu motiv că nu de mult a fost lansată Cartea Albă a Justiției și noi am înțeles că dacă peste câteva luni facem un raport de monitorizare, termenul pe care l-au la dispoziție autoritățile pentru a implementa măcar o parte din recomandări care se regăseau în Cartea Albă a Justiției era foarte mic, da? Deci miza nu a fost foarte mare, dar totuși era interesant peste câteva luni noi să vedem dacă totuși au fost înregistrate careva progrese sau nu. Și nu o spun
doar sub aspectul notei pozitive, dar într-adevăr asta e. Adică dacă noi ne uităm și analizăm doar capitolul legislativ, ce avem la nivel legislativ, într-adevăr, într-un interval foarte scurt de timp s-au operat modificări foarte mult. Și la legea cu privire la procuratură a fost modificată Constituția, avem foarte multe progrese înregistrate în rândul profesiilor conexe justiției, în rândul avocaturii, s-a deblocat activitatea în sectorul notarial. Deci, sub aspect teoretic avem înregistrate foarte multe lucruri pozitive, da? Chiar nici noi măcar nu ne-am așteptat. Urmează partea practică, deci urmează lucrurile cele mai interesante. Cele mai interesante, eu întotdeauna așa am spus, că ceea ce s-a putut să se facă până acum la nivelul respectiv, deja s-a făcut. Avem și avizul Comisiei de la Veneția, s-au implicat foarte mulți experți atunci când au fost elaborate conceptele de modificare a legii, da? Și în legea privire la organizarea judecătorească și modificările ce țin de CSP, CSJ și Constituția și legea privire la procuratură. Da, într-adevăr, conceptele au fost consultate și cu alți actori, inclusiv internaționali. Pe hârtie, la nivel teoretic, avem ceva foarte bun. Noi nu știm care va fi etapa practică, fiindcă noi deja am făcut un pas, deja se creează comisiile și urmează, de fapt, miezul, evaluarea. Da. Da? Și abia după evaluare, când noi o să avem rezultatele, dacă percepția societății o să se schimbe, cel mai probabil noi ne întâlnim în alt, exact în același format sau cu alții colegi și discutăm despre rezultate. Acum este prea prematur noi să vorbim despre rezultate. Dar acum noi vorbim despre rezultatele care țin de temele de acasă ale politicului, da? Deci politicul tot a avut de făcut niște teme pe acasă să pregătească cadrul legislativ. Legal. Pentru că eu, cel puțin de când sunt în mass media și de când vorbesc despre justiție, de fiecare dată aud unul și același apel. Noi tare vrem să facem multe lucruri, dar iată acolo legea e proastă, acolo legea e proastă și aud mulți ani la rând și zic, da, ce lege asta e bătută în cuie, ea ce nu poate fi modificată? Duceți-vă și cereți, dacă pe voi vă încurcă să faceți dosare pe îmbogățire licit, iată asta din lege, schimbați mai legea asta așa din lege și faceți ceea ce aveți de făcut. Așa, deci politicul și-a făcut tema pe acasă. Așa încât cei actorii de justiție să nu zică din cauza aia că politicul nu schimbă legea, noi nu putem să facem reformele. La capitolul evaluare, da? Și la capitolul evaluarea integrității, modificările care au fost operate la lege, la Autoritatea Națională de Integritate, eu cred că lor le permit. Iată acum, eu nu cred că sunt careva impedimente din punct de vedere legal să acționeze și să lucreze. Doamna Popil, ia spuneți-mi dumneavoastră, cum vedeți lucrurile în calitate de avocată? Așa, pe partea cealaltă a baricadei legate de judecători și procurori, dar și ca actor din justiție. Am spus întotdeauna și mă voi repeta în continuare. Nu avem, când vorbim despre justiție, noi trebuie să ne referim la toți actorii. Și atunci când vorbim despre un proces de judecată corect, în acest proces de judecată nu participă doar judecătorul, participă și apărarea și avocații. Indiferent care este soluția pe care o va da în final judecătorul pe cauza respectivă. De asta, sănătatea justiției evident că depinde inclusiv și de prestația avocaturii. Sunt de acord cu doamna Doronceanu că din punct de vedere a dezvoltării cadrului legal pentru pornirea reformelor veritabile în justiție s-au făcut eforturi și la acest capitol avem cel puțin un loc de manevră din punct de vedere legal pentru a putea face o radiogramă a sectorului și a evalua. Asta nu înseamnă că această evaluare și această reformă sau aceste reforme vor trece pe lângă avocatură. Și avocatura la fel va fi afectată, avocatura la fel va fi pusă în situația de a se schimba și de a-și modifica sau a-și orienta activitățile în tandem cu reformele care se merg. Acum nu știu dacă este cazul să spunem sunt sau nu rezultate palpabile imediat după modificarea cadrului legal, ori este din punctul meu de vedere prematur să spunem că ceva s-a schimbat.
Putem să ne dăm seama dacă mergem în direcția corectă. Adică cadrul legal poate fi schimbat așa încât să aducă îmbunătățiri și poate fi schimbat așa încât să înrotățească lucrurile. Noi am acum avut tot felul de experiențe în Moldova. Acum careva schimbări la capitolul despre care putem discuta astăzi, cel puțin din perspectiva noastră, este că există o deschidere a sistemului judecătoresc. Și când vorbesc despre deschidere, vorbesc despre dispariția acelei reticențe de comunicare. Frica. Frica de comunicare între avocați și judecători și între procurori și judecători. Dacă până nu de mult, până în 2019, poate și după 2019-2020, un avocat cu un judecător, dacă se întâlneau pe stradă, traversau strada să nu își spună nici măcar bună ziua, astăzi noi am ajuns să discutăm, hai să spunem, poate nu cazuri concrete, da, aflate în procedura judecătorului respectiv, dar spețe, am ajuns să le discutăm eventual, nu neapărat într-un cadru formalizat, dar să facem schimb de păreri, facem schimb de opinii, încercăm să ne ascultăm și să ne auzim unul pe altul. Exact același lucru se întâmplă și cu procuratura. La procuratură e mai greu, deci comunicarea între procuratură și chiar avocatură sau alte profesii juridice este puțin mai greu, fiindcă acolo încă există reticență, încă există o anumită, hai să spun așa, o anumită barieră în comunicare. Dar asta acolo e o chestie, de ce credeți că este generată? Eu cred că asta este percepția foarte veche și o percepție greșită din punctul meu de vedere, moștenită din sistemele anterioare, când judecătorii și procurorii nu trebuie să aibă niciun fel de dialog cu avocații, de exemplu. Da. Sau în genere cu oamenii, cu cetățenii. Asta este un lucru bun despre care eu pot să spun astăzi, că s-a pornit o comunicare. În rest, în partea care se referă la calitatea actului de justiție, este prematur să discutăm. Evident, dacă, asta încă e... dacă afectează inițiativele care s-au pus acum în mișcare, afectează calitatea actului de justiție, cred că urmează să vedem asta în timp. Eu vreau să mai spun doar un singur moment, că știți, părerea mea, de multe ori stăteam și reflectam, că legislația poate să fie și imperfectă și poate foarte rea pe hârtie, dar dacă nu este bună credință, atunci degeaba poate fi perfectă această legislație dacă nu este bună credință în aplicarea ei. Este cumva foarte... De ce și cel puțin noi încercăm, pe lângă modificarea legislației, fiindcă oricum carențe sunt care trebuie revizuite, măcar să facilităm maxim posibil ca să nu mai fie niște invocări că, uite, legislația nu permite situația și cumva să înăsprim acele condiții care să nu permită, să nu lasă loc de abuzuri în practică, dar în paralel cu îmbunătățirea legislației, noi trebuie să lucrăm foarte mult și la factorul uman, calitatea actorilor de justiție și, în ultimul rând, așa cum a spus și predecesoara mea, într-adevăr, cultura comunicării și cultura de conjugare a eforturilor în sectorul justiției trebuie să fie unul comun. Fiindcă, într-adevăr, anterior, între profesii nu era această comunicare, cumva alimentată și de diverse interese de grup, intervenții, diferite lucruri mai puțin rezonabile. Însă, iată, acum noi, când vorbim despre o reformă a justiției veritabilă, aceasta trebuie să conțină și partea de legislație și partea de implementare, dar și partea de calitate a factorului responsabil de reforma justiției și de comunicare. De acord, și despre factorul ăsta uman vreau să discutăm un pic mai departe, pentru că reformele trebuie să aibă câteva componente ca să aibă succes. Da? Trebuie voință politică, în primul rând, că trebuie cadrul legislativ. Strebește și voință din partea celor care trebuie să aplice în practică reforme, că dacă ei se opun, nu mai faci nimic. Îți trebuiesc și profesioniști și îți trebuiesc și oameni curați și este minunat când asta e 2-1, dar nu întotdeauna ți reușește. Foarte dificil. Exact. Și iată, despre aceste elemente vreau să discutăm un pic mai departe, dar vreau să mai rămânem un pic la reforme și comunicare, pentru că iată, cel puțin două dintre dumneavoastră ați vorbit despre faptul că schimbarea s-a simțit deocamdată evident în faptul că sistemul s-a deschis, da? A început să comunice. Și iată, faptul că doamna Livia Mitrofan este în studioul Cutiei Negre demonstrează că sistemul s-a deschis. Eu mi-amintesc un studiu făcut în sistemul judecătorii și în procuratură, un sondaj de opinie
din 2017, dacă îmi amintesc eu bine, care arăta o situație foarte gravă. 90% din cei care lucrau acolo spuneau că le este frică. Ei trăiau un sentiment de frică fiind în sistem, frică să comunice, frică de superior, frică că o să vină un dosar pe care o să se dea o indicație și nu știe ce o să fac. Deci, dacă era să caracterizez ce se întâmplă în justiție, pentru un singur cuvânt, cuvântul era frică. Ce s-a întâmplat că nu mai sunteți așa de înfricoșați? Cred că multe s-au întâmplat, de fapt. Sistemul a devenit mult mai tiner, au venit foarte mulți oameni în sistem, s-au unit mai mulți oameni cu anumite viziuni, care au aceleași viziuni, au început să le promoveze, să fie mai vocali, au început a duce la cunoștința publicului problemele sistemului judecătoresc, au început a comunica cu alte profesii. Cred că oamenii s-au schimbat în justiție. Oamenii mulți au rămas din cei vechi, dar... Oricum, schimbarea se efectuează în timp. Nu poate o schimbare peste noapte să efectueze și acea schimbare peste noapte nu va fi calitativă. Da, și eu când am venit în 2018 în sistemul judecătoresc, eu tot nu înțelegeam de ce colegii mei vorbesc în șoaptă. Da, vorbeau în șoaptă. Da, și chiar și la mine era totdeauna, păi cum așa, noi suntem judecători și noi vorbim între noi în șoaptă, noi sunt anumite teme despre care în general nu vorbim și pe urmă, deja fiind în sistem, având anumite situații, am înțeles cum lucrează acest sistem și când am avut ocazia în 2019, asta s-a datorat mai mult că a fost o reformă între sedii și noi la sediu centru ne-am adunat mai mulți judecători cu aceleași viziuni, am început a vorbi, am început a face acele declarații, acele ieșiri, am început a ne recunoaște greșelile, am început a vorbi despre problemele din sistem și cumva am devenit și noi mai deschiși, mai transparenți, am început a auzi ce spun avocații, ce spune societatea civilă, pentru că oricum noi suntem parte a acestei societăți. Noi suntem în primul rând oameni, apoi judecători și noi nu trebuie să ne închidem în bula noastră, în birou și să facem justiție, spunem, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă în afară, pentru că tu, judecătorul examinează dosarele care afectează societatea. Tu nu poți să fii separat de această societate. Yeah. Și dacă oamenii comunică pe rețelele de socializare și judecători ar fi cazul să comunici pe aceste rețele de socializare. Pentru că noi suntem parte a societății. Și eu cred că în 2019 a început conștientizarea asta, că noi trebuie să fim mai vocali. De ce a fost determinată? Adică frica asta voastră era alimentată de politic? Deci vă temeați de politic? Vă temeați de superiori din justiție? Erau mai mulți factori. Dacă să vorbesc așa mai sincer, erau mai mulți factori și cumva primul factor era însăși cultura noastră, obligația de rezervă, care noi o interpretam extensiv. Adică noi spuneam că nu, judecătorii trebuie să fie undeva acolo, la o parte și să nu se amestece cu pentru că noi nu avem drept să ne expunem, dar noi nu avem drept să ne expunem pe dosarele care le examinăm. Evident. Dar să fim partea societății, implicați și activi și din punct de vedere civic, noi suntem obligați să o facem. Doi, era însăși după reorganizarea hărții judecătorești, totuși după mine acesta a fost un moment foarte important. S-a concentrat sistemul în mâinile la 14 oameni, președinți de instanță, care modul de numire acestora în funcție nu chiar a fost atât de transparent. Și promovarea aceasta în sistem s-a bazat nu pe criteriile de meritocrație, după mine. Păi un președinte de instanță, el decidea judecătorilor, îi dă grefier, îi dă asistent, îi dă calculator, hârtie, că noi am avut și probleme când ne dădea 3 pachete de hârtie și spunea că, nu știu, trebuia să mergi să te rogi să dea hârtie și semnezi că ei, da? Și au fost situații când spuneau președinții că ar fi bine, uite, la masa cea rotundă să nu mergi, da? Și cumva toate astea s-au adunat. Au fost niște exemple nefericite în sistemul judecătoresc, da. Care au fost un fel de exemplu public pentru ceilalți execuție, judecători. Da. Și judecătorii cumva au ales să se închidă în examinarea dosarelor, să facă justiție pe dosarele care au ei în examinare și să nu se implice în administrarea sistemului. Și asta a fost cea mai mare greșeală. Pentru că când tu nu te implici în administrarea sistemului și atunci când se comit anumite abateri, tu trebuie să strigi despre ele, nu să vorbești, că asta
o să te efecteze pe tine și tu o să examinezi dosarul, o să semnești, la un moment dat cineva o să-ți bată la ușă și să vină mașina cea neagră. De asta problema judecătorilor a fost că ei nu s-au implicat activ și nu au criticat procesul de administrare a sistemului judecătoresc, că ei nu au fost vocali, nu au vorbit despre problemele din sistemul judecătoresc, că ei nu au fost transparenți și nu au comunicat societății soluțiile sau motivele pe înțelesul societății pe anumite dosare de rezonanță, că ei nu au participat la cele discuții publice care vizau sistemul judecătoresc și atunci când erau criticați, pentru că în sistem sunt foarte mulți judecători corecți, bine instruiți, profesioniști, adevărați, dar s-a evitat această implicare și știți cum, când totdeauna se vorbește la televizor că justiția este coruptă, atunci și opinia publică se schimbă. E adevărat, este vorba și de acele dosare de rezonanță, dar dosarele de rezonanță, ele măcar nu sunt 10% din toate dosarele care se examinează de către judecători. Pe aceste dosare de rezonanță, judecătorii nu, în multe cazuri nu au comunicat și haideți să recunoaștem că au fost și unele erori din partea sistemului și noi trebuie să ne le asumăm. Eu sper că la moment conștiința judecătorilor s-a schimbat. Dar ce se întâmplă din punctul nostru de vedere cu procurorii? De ce ei nu trec prin același proces prin care treceți voi? Sau dacă trec mult mai lent prin procesul? Eu nu știu ce, cum. Nu aș vrea să mă expun pe sistemul procuraturii, dar eu cred că judecătorii beneficiază de cea independență constituțională. Și oricum, judecătorii nu au supunerea asta administrativă. În procuratură, cumva, lucrurile stau altfel. Adică, în procuratură, eu cred că și de la asta, în primul rând, ei s-au format ca un sistem mult mai închis. Da. Ei examinează dosare penale unde se cred urmărire penale și ei nu se pot expune. Dar au fost perioade în care ei au fost mai deschiși decât voi în comunicare publică. Posibil. Eu nu aș vrea să... După care s-a întâmplat o închistare, adevărat că domnul Stoianoglu a făcut niște procese de execuție publică și pe tot cei care... Mai îndrăzneau să spună ceva cu ce dumneavoastră nu-i de acord. I-a blocat, dar după asta nu s-a schimbat lucrurile. Eu nu sunt pe interior, dar viziunea mea ar fi că ei oricum sunt mai militarizați ca noi. Da? Ei au această subordonare, deși în sistemul procuraturii sunt foarte mulți procurori corecți, care buni specialiști, activează. Doar când încerc să vorbesc cu ei, de ce... ei nu sunt mai vocali, unii din procurori ne spun, păi unul singur în sistem nu schimbă nimic. Și eu cred că este, nu, ei spun fiecare despre el. Și da. Eu cred că este o problemă care trebuie să fie mai mulți la un loc, știți? Și să prindă curajul unul de la altul. Da. Și ceea ce aș sfătui să înceapă a comunica mai mult între ei despre viziunile lor referitor la administrarea sistemului și acei care au aceeași opinie să se unească pe viitoarele acțiuni ce le pot întreprinde. Da. Vreau să începem să discutăm despre ce spuneam mai devreme, componentele necesare ca o reformă să aibă succes. Da? Și asta eu, de exemplu, am dedus, cu siguranță ele sunt mai multe, dar eu le-am dedus din toate strategiile și reformele noastre care s-au numit de la scurtă, lungă, de asta terapii mică, de șoc și nu știu de care, da, și mică, și oricum se schimba denumirea, nu se schimba esența. Și încercând să înțeleg, dar de ce veșnic nu ne reușește nou cu aceste reforme? Că parcă arată bine pe hârtie așa. Și atunci încercam să înțeleg, a, iată, este elementul ăsta, ăsta, ăsta. Haideți să vorbim despre un principal, da, voință. Și spuneam, voință din partea ambelor tabere, da, și cei din politic, care trebuie să livreze în fața alegătorilor, dar... și din partea actorilor din justiție, pentru că dacă ei nu vor schimbarea, politicul poate să dea cu capul de perete până și-l sparge, dar nu schimbă lucrurile. Trebuie să luăm publicitate, mă anunță colegii, imediat după publicitate discutăm dacă există voință pentru schimbare în justiție, mai cu seamă în sistemul judecătoresc și în procuratură. Vor ei reformă? Vor ei să se curățe? Am revenit în studio. Vreau să discutăm în continuare despre voința din partea sistemului, adică din partea judecătorilor și a procuraturii, ca să facă aceste reforme. Reformele vor fi foarte dureroase. Reformele probabil se vor lăsa cu plecarea multora din aceste instituții. E de ce ar trebui să fie ei sinucigași să facă toate aceste lucruri?
Fiindcă ei au avut ocazia să demonstreze că pot singuri să-și rezolve problemele din sistem, să apeleze, să rezolve problemele prin propriile lor organe de autoadministrare, procesul de curățare și nu au făcut-o. Și ceea ce privește voința politică, ea evident, ea este și asta este un angajament ferm asumat de către clasa politică în fața electoratului, fapt care a fost transpus și în planul de acțiune al guvernului. Pe voința din partea sistemului judecătoresc, eu nu pot să afirm din numele lor este sau nu este, dar eu pot să fac o anumită comparație din ceea ce am observat. În 2019, în scurta perioadă în care am fost la minister și atunci când prima oară a fost lansată ideea de vetting, această idee a fost foarte aspru criticată și de reprezentanții sistemului judecătoresc și de reprezentanții sistemului procuraturii. Este adevărat, formula, proiectul de lege în 2019 varia considerabil față de formula care acum și atunci noi am primit o opinie a Comisiei de la Veneția, mai mult sau mai puțin critică. La fel, în toamnă, când am anunțat despre elaborarea conceptului pe mecanismul de vetting, rezistența în continuare a persistat și atunci noi am încercat să demonstrăm, pe bine, din 2019-2021 lucrurile nu s-au schimbat, din potrive s-au înrăutățit în sistemul judecătorii, ceea ce arată că ați avut posibilitatea și nu s-a reușit acest lucru. Și vreau să fac și deja în procesul de elaborare a conceptului de vetting, noi am realizat că totuși noi nu putem, reieșind din prevederile Constituției, noi nu putem merge la vetting fără fie modificări constituționale, fie implicarea directă a organelor de autoadministrare în procesul de vetting. Dar cum să faci vetting cu organi de autoadministrare nevetuite, neverificate, neevaluate? Și atunci am conceput acest proces de pre-vetting și vreau să zic că în timp de 2 luni, cât am avut noi discuții cu societatea civilă și cu reprezentanții temului judecătorii procuraturii, am observat o evoluție a opiniilor pe marginea proiectului de pre-vetting. Poate mai degrabă. Înțeles că nu pot să... Și atunci când după ce a fost adoptat în prima lectură și au mai fost discuții pe platforma parlamentară în ianuarie, deja ideea de pre-vetting a fost mult mai acceptată și, într-adevăr, opiniile din partea judecătorilor și opiniilor procurorilor au fost luate în considerație în mare parte și proiectul poate de pre-vetting. Poate pentru că a avut loc această comunicare, ori eu îmi amintesc foarte bine la o etapă, exista o frustrare din partea celor de sistem. Cu ei nu se comunica. Cel puțin din punctul meu de vedere, pot să spun că într-adevăr în anumite situații nu ni s-a reușit să fim mai transparenți și mai comunicativi și din lipsă de timp și faptul că am fost mult prea copleșiți de sarcini și de termeni foarte scurt. Însă noi dorim această și am încercat să recuperăm maximal posibil ca să avem această comunicare și o să o asigurăm și în cadrul consultărilor ulterioare. Mai mult ca atât, sunt și reprezentanți în sistemul judecătoresc tineri și procurori care îi cunosc și din alte, cu alte ocazii și prin intermediul diferitor evenimente și observ această dorință și din partea lor, fiindcă cumva din discuțiile și oficiale și neoficiale am realizat că mulți din ei cumva se simt și ofensați că din cauza celor dosare de rezonanță care, chiar dacă sunt mai puține, dar au lăsat impact major asupra societății și asupra calității sistemului de justiție și ei doresc acest exercițiu numai să se restabilească poate această imagine. Asta este ceea ce am observat eu din parte. Dar rezistența încă este. Rezistență față de ce? Față de reformă în justiție. Și când zicem reformă, la ce ne referim? Pentru că eu v-am întrebat despre reformă, dumneavoastră mi-ați vorbit despre vetting. Și vetting-ul este o parte. O parte, dar nu este totul, da? Că, totul, așa. Evident, că da, doamna, de măsuri. Ține de recidența judecătorilor și la reforme. Păi sistemul judecătoresc din 2009, eu ți-am minte, că e în reformă și reformele permanent. Mai de multe reforme. Da, asta eu la, de când activez, în general, și aceste reforme nu au avut efectul scontat și toate puterile care vin la guvernare tot ne reformează și atunci dacă tot ei ne reformează și nu are efect scontat, evident că apare această reticență. 1. 2. Politicul totdeauna a încercat să influențeze sistemul judecătoresc. Niciodată nici sistemul nu a observat că politicul cumva a lăsat judecătorii să fie independenți. Atotdeauna această influență a fost și
cu părere de rău, a fost de multe ori realizată prin intermediul unor judecători care colaborau cu politicul. Păi iată, acest vetting și preveting când a venit, judecătorii și eu eram foarte sceptică la preveting, pentru că nu era conform standardelor. Până la acel moment abia era început Albania și Ucraina. Era ceva foarte nou pentru sistem și nu era un standard internațional. Unu, la mână, doi, undeva judecătorii credeau că iarăși politicul vor să submineze sistemul judecătoresc și judecătorii de asemenea trebuie să aibă încredere în acest proces, în reformele care se realizează și în intențiile politicului. Și asta se observă și se măsoară prin fapte. La moment, este adoptată legea cu prevetingul. Judecătorii nu cred că s-au pus așa masiv sau au fost anumite critici și le-au fost pe bune rețineri pentru că iese din practică anterioară, dar la moment sunt 28 de candidați pentru funcția de membru CSM care urmează să treacă prevetingul, ceea ce spune că judecătorii nu se opun. Nu s-au retras, da? Nu boicotează. Din contra, ei participă, vor să participe la acest preveting. Asta înseamnă că nu vă este frică acum că politicul vrea să vă facă ordine... să vă influențeze procesele? Nu, asta înseamnă că nouă nu ne este frică să ne fie verificată integritatea. Ok. Dar mai credeți că astfel politicul încearcă să influențeze lucrurile pe interior? Eu cred că această tendință dintre cele tipuri de influență care, din cele precedente, care nu au dat rezultate bune, n-au făcut decât să ofere un control mai mare a politicii. Mai aveți această senzație sau nu? Un tandem între politic și justiție este catastrof și pentru politic în general și pentru justiție. Pentru asta... politic nu-i tare catastrof. Nu, este catastrof pentru că se atentează la pluralismul politic prin diferite metode și asta este catastrof pentru un stat. Încep de la principiul bunei credințe, în general. Și bună intenție se măsoară în acțiuni. Și la moment aș vrea să fiu tot foarte reticentă și să ne de a face anumite prognosticuri, pentru că reformele abia urmează a fi implementate. Da. Și vom vedea cum va trece procesul de preveting, ulterior cum ce cadrul normativ va fi pentru ajustarea Constituției. Adică efectul reformei și încrederea noastră în intenție se va forma în timp, în dependență de acțiuni. Dar și unele acțiuni au fost pentru noi tot cu semne de întrebare, pentru că noi tot urmărim atent anumite promovări în funcție, anumite, adică pentru noi tot au fost, păi, care este intenția? Adică intenția de a promova persoane loiale sau persoane integre. De asta eu cred că... În sistemul judecătoresc? Sau în sistemul judecătoresc. De asta eu cred că noi ne vom expune asupra încrederii noastre în bună credință a guvernării în timp, când vom vedea rezultatele. Da, adică o să-i judecați la sfârșit, așa cum trebuie să facă un judecător după ce vede probele. Prevetingul. Noi am vorbit mult despre această evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, mai întâi cei care vor să fie șefi în organele lor de autoadministrare, după care și toți ceilalți. Aceste două procese de evaluare, de trecerea lor prin sită, putem să spunem că dacă ne reușesc, am făcut reformă în justiție? Așa cum am spus la începutul emisiunii, abia începutul. Da, vreau să aud și opinia doamnei Popil și doamnei Dorâncean. Știți, noi... Foarte multă lume îți pare că dacă ați curățim. Nu, eu cred că evaluarea extraordinară a judecătorilor și preveting, procedura de preveting pentru CSP și CSM este, sunt de acord cu doamna secretară de stat, doar începutul. Uh-huh. Pentru că reforma în justiție nu... Evident, calitatea persoanei care face justiție contează mult, mult mai mult decât orice altceva, pentru că în funcție de calitatea acestei persoane depinde calitatea actului de justiție. Și iată, noi acolo vrem să ajungem. Noi vrem să ajungem la o justiție corectă, deschisă, echitabilă și bazată pe fapte și lege. Iată, ca să ajungem acolo, noi trebuie să decurgem aceste proceduri. Și odată cu reformarea și deja cuvântul reformă poate de obosește pe anumite obosește societatea, dar de fapt noi ne dorim o schimbare. Și când vorbim de schimbare, vrem o schimbare de optică, vrem o schimbare de sistem, începând cu sistemul. Și cred eu că această evaluare extraordinară și preveting la CSP și CSM nu este reforma realizată. Este o etapă a acestei schimbări care este pusă, care urmează să se realizeze. Fiindcă finalul reformei despre
S-a realizat sau nu reforma, va spune cetățeanul la final, când va veni și se va măsura satisfacție. Da. Doar așa. Oamenii, în principiu, vor evolua tot ce se întâmplă în justiție, evalua tot ce se întâmplă în justiție, pe lucruri mult mai simple. Se vor uita la niște cazuri despre care de regulă presa vorbește. Și dacă acolo se vadă că s-a făcut dreptate, așa cum oamenii pot să înțeleagă, dreptatea socială poate nu este cea mai bună, dar este cea care oamenii și-o doresc să o vadă, da? Mai ales când deja atâta se vorbește despre corupție în Republica Moldova și noi nu vedem finalitate pe dosare de rezonanță, măcar să înțelegem dacă el a ieșit de la pușcărie, de ce a ieșit de la pușcărie, omul despre care toți a crezut că el este rău. Să aibă încredere că s-a făcut dreptate și nu s-a măsluit un dosar sau nu s-a mituit ca să iasă omul ăsta la libertate. Deci oamenii vor judeca rezultatul muncii. Acum se trece prin sită, urmează să fie trecuți prin sită cei care vor produce aceste produse, da? Și aici identific eu personal mai multe riscuri. Ce se întâmplă dacă, trecând prin această sită, ne pomenim că rămânem cu foarte puțină lume care trece veșnicul. În sistem nu mai sunt oameni. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare pe care vreau să o discutăm este: avem siguranța că după acest veșnic în sistem rămân nu doar cei mai curați, cei mai integri, dar și cei mai profesioniști? Eu am să reproduc aici o discuție cu o avocată, o cunoștință de-a mea, care îmi spune: tu când te duci în fața judecătorului, ce vrei să știi în primul rând? Că el o să fie cel mai profesionist și o să poți să-ți dea cea mai profesionist soluție sau că el este curat? Ce să te îngrijoreze mai mult? Și îmi dau seama că o să mă îngrijoreze și una și alta. Da. E important să fii și profesionist. Doamna Dorunceanu, ce se întâmplă dacă, nu știu dacă v-ați gândit la acest risc, din câți avem noi judecători în sistem? 388. Zicem, doar 100 trec. Nu aș vrea să anticipez lucrurile și să mă gândesc la varianta proastă în care nu o să avem din ce alege, dar revenind de la subiect, adică oricum ajung aici, dar revenind la subiectul reformei, da? Eu nu știu ce o să fie după pre-vetting sau după vetting sau care este numărul de judecători sau procurori care o să rămână în sistem, care o să plece singur sau care nu o să treacă pre-vetting-ul, da? După mine, personal, orice reformă este bună sau cel mai important, orice reformă o să-și atingă rezultatul scontat, în primul rând, atunci când oamenii o să înțeleagă funcția pe care ei o exercită. Da? Pentru mine, atât lucrul ăsta, niciodată nicio reformă nu o să meargă, cât de bun nu ar fi scris la nivel legislativ, dacă omul care exercită o anumită funcție publică nu o să înțeleagă atribuțiile lui de serviciu. Dacă ești procuror sau dacă ești judecător sau avocat, dar nu înțelegi că, de fapt, tu trebuie să faci 1, 2, 3, 4, dar vii la serviciu și te ocupi cu altceva, nicio reformă nu o să aibă absolut niciun cine impact. Cine asta trebuie să-l explice, da? Ce au de făcut la locul de... Fiindcă, de foarte multe ori, sunt situații, noi așa am ajuns, adică Moldova cumva degenerată în situația în care oamenii au făcut facultate, au ales o anumită profesie, au venit în profesie, cumva aveau un anumit nivel de profesionalism, dar iată sistemul, vorba care îi spunem noi, sistemul i-a stricat, da? Și atunci tu vii în sistem și ori ești ca toți, ori pleci. Da? Adică cumva așa, sistemul e atașat cumva, cel puțin așa zic, așa s-a stricat. Adică noi am venit și noi am preluat alte practici. Ceea ce se spune în ziua de azi, adică voi ați schimbat oamenii, dar de fapt schemele care stăteau în spatele lor, ele continuă și în continuare. Da? Ce o să fie după vetting și pre-vetting, eu nu știu. Da? Cel mai mare risc care este? Da? Și eu nu cred că ăsta este risc. Până la urmă, sistemul singur se curăță. Oamenii care nu vor să treacă vetting-ul sau pre-vetting-ul, ei trebuie să plece singuri. Da? Oamenii care nu dau dovadă sau nu pot dovedi proveniența bunurilor, da? Și nu trec testul integrității, ei nu o să treacă. Și eu cred că dacă nu trece un anumit procent, percepția mea totuși este că numărul de procurori și judecători din sistem este foarte mare și noi avem din ce alege. Pur și simplu, un număr foarte mare din ei nu sunt vocali, nu sunt auziți. Și partea cea mai proastă este că foarte mulți oameni buni din sistem, ei nu sunt văzuți și nu sunt auziți, anume din cauza faptului că sunt corecți și sunt buni. Da, dar nu asta, soluția ca să fie văzut și auziți nu este vetting-ul.
Nu, în sensul... Problema este în ei, da? Că ei nu vor... Asta a fost problema celor din sistem judecătoresc, că ei au tăcut în momentul în care au început să vorbească, au înțeles că nu se întâmplă nimic, nu vine bau-bau după ei. Că au primit exemple proaste. Au plecat. Dacă pleacă ăștia, da, dacă pleacă. Să admitem ideea că o parte pleacă singur din sistem și o parte nu trec testul de integritate. Da. În cazul dat, eu cred că o să apară alți oameni, ori din sistem sau o să acceadă alți noi în profesie. Ce s-a întâmplat? Ce spunea doamna Mitrofan, da? S-a simțit, cel puțin dumneavoastră, ei a sesizat o anumită schimbare în calitatea actului de justiție și ei au devenit mai deschiși și mai vocali când a venit o nouă generație. Da? Vin noi judecători în sistem, da? Care vin cu altă practică, alt nivel de... Ei altfel văd lucrurile. Și eu sunt sigură, adică că cel puțin peste o scurtă perioadă de timp, dacă o parte pleacă, o să vină alții. Da? Și vreau să cred că cei care vin cei mai buni. Adică, eu aș adăuga aici la cele spuse de doamna Doronceanu și menționat astăzi în evenimentul de lansare a raportului asupra Cărții Albe. Noi avem absolvenți ai Institutului Național de Justiție care sunt pe lista de așteptare. Și procurori și judecători. Nu știu care este numărul lor, nu aș spune care o fi el exact. Dar bănuiesc că parte din aceste persoane care sunt în lista de așteptare și nu au fost repartizați. Și nu au fost repartizați din vari motive, pentru că cunosc colegi avocați care au absolvit Institutul Național de Justiție, cunosc oameni care au absolvit Institutul nefiind avocați și care stau în listă și de fiecare dată își depun dosarele, dar nu au fost repartizați din motivele care le cunoaștem până dar acum, pentru că era o decizie a Consiliului. Probabil că sunt bine intenționați, sunt curați, sunt integri. Dar ei nu au fost promovați. Înțeleg, dar au experiență? Ei, odată ce a absolvit Institutul Național de Justiție, el are deja pregătirea, cea care o are pentru a deveni judecător sau procuror. Este încă un lucru că mulți din absolvenții NJ-ului, în primul rând, ultimii doi ani, CSM-ul nu prea a scos la concurs locuri. Funcție de loc. Da, păi, chiar de loc. Mă rog. Iată aici și problema. Și eu cunosc foarte mulți din absolvenții ai promoțiilor anterioare la NJ, care tot așteaptă când o să fie concursul, o să fie repartizat. Și vreau să spun că temerea aceasta pe care ați vociferat-o mai devreme, noi am analizat-o foarte intens la Ministerul și de aceea și spuneam că pre-vetting-ul și vetting-ul este doar o primă etapă, o parte componentă a reformei în justiție și noi aici mergem cu mai multe părți componente integre. Este vorba de că în paralel mergem și cu evaluarea integrității audienților la INJ, în paralel mergem și cu stimularea, în primul rând, repartizarea locurilor în cazul în care, după pre-vetting sau vetting nemijlocit, mulți judecători, mulți procurori nu vor trece evaluare, în paralel noi mergem cu stimularea noilor candidați care vor audienților de la INJ care să fie repartizați în locul acesta. Și totodată, așa fac o paranteză, eu sunt sigură că și mulți își vor da singuri demisia atunci când va începe procesul de vetting. Ceea ce a spus doamna Doronceanu mai devreme, că sunt mulți profesioniști buni, dar care au temere de a ieși în public. Și asta vrem. Și pentru acesta pentru ei facem acest vetting, ca ei să se simtă încurajați, ca prin acest exercițiu să treacă cei care, după criterii de meritocrație, fiindcă ei au primit prea multe exemple proaste și lucrul acesta i-a descurajat prin anumite numiri, anumite promovări, anumite acțiuni din partea organelor de autoadministrare. Și totodată vrem foarte mult să ne axăm și pe creșterea, să eficientizăm procesul de justiție. Și aici ne referim că pentru anul viitor vrem foarte mult să ne implicăm plenar, să găsim soluțiile care să ajute judecătorii și procurorii să-și eficientizeze lucrul. Mă refer la salarizarea grefierilor, consultanților, fiindcă într-adevăr asta este o problemă de sistem și în cazul ăsta să oferim tot acest personal de asistent care să ajute până la când vom suplini toate numărul necesar de judecători procurori, ca ei să fie ajutați și această perioadă de reformare, de vetting, să fie cumva cât mai echilibrată. Mai mult ca atât, procesul de vetting va merge pe etape. Deci asta nu va fi într-o jumătate de an și va fi blocat pe loc. El va merge în primul rând conform conceptului inițial, era prevăzut pe trei etape. Deci se va începe cu funcțiile de la instanțele superioare, după care instanțele în grad în jos.
Aici am să completez pe doamna... plan planificat. Am să completez pe doamna Mihailov și iată, aici e momentul pentru judecători și procurori să înceapă să se schimbe, pentru că nu trebuie să așteptăm vetting și evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor pentru a face schimbarea din interior. Să-și schimbe punctele de vedere, să-și schimbe poziția, abordarea diferitor situații. Nu încurcă nimeni. La ziua de astăzi, oricare judecător și oricare procuror, din punctul meu de vedere, are posibilitate să-și schimbe, să se schimbe pe sine și astfel să-și schimbe și abordarea față de servici și abordarea față de calitatea lucrului pe care îl face, să-și organizeze altfel timpul și să înceapă să dea speranțe, nu atâta speranțe cât imbolduri și colegilor că se poate de schimbat. Și nu trebuie să vină cineva să-mi facă evaluare extraordinară. Eu pot să încep să mă schimb, să arăt că deja am capacitatea de a mă asuma posibilitatea de a schimba lucrurile pornind de la mine. Ia uitați-vă cum se întâmplă la ei. Și în sistemul judecătorii și în procuratură. De fiecare dată când se schimbă puterea, justiția, cele două componente, are o perioadă de timp, de obicei vreo jumătate de an, în care încearcă să ghicești. Dar ce vrea acest sistem politic nou care a venit la putere? Pentru că ei încearcă să ghicească, dacă nu îi se dă indicație, el încearcă pe cel puțin să ghicească ce se așteaptă de la ei și să livreze exact ce așteaptă politicul să îi fie livrat. Și am simțit asta și în toamna acestui an, când procuratura nu știa ce să facă. De ce să se apuce ea în primul rând ca să se convingă noul politic care a venit la putere că ei sunt altfel decât au fost până acum? Și asta se întâmplă de fiecare dată. Și iată dumneavoastră vorbeați că nu trebuie să aștepte previeticul, trebuie să se apuce să facă ceea ce au de făcut. Păi, ei încearcă să facă, doar că ei înțeleg diferit decât probabil înțelegem noi ce înseamnă schimbarea lor. Cum e să... Ce trebuie să se întâmple ca ei să înțeleagă că nu mai trebuie să deservească politicul? Chiar dacă politicul, așa cum spunea doamna Mitrofan, de fiecare dată vine și începe să reformeze justiția, să schimbe, să umble la justiție și asta nu are cum să te încurajeze foarte mult. Cum este într-o astfel de situație, cum poți să faci așa încât justiția să înțeleagă că ea nu trebuie să ghicească interesele politicului, ci să înțeleagă care sunt așteptările societății, pentru că trebuie să deservească societatea, nu pe cei care de fapt îi pot influența cu adevărat. Organul de autoadministrare, de acolo trebuie să pornească, inițiativa trebuie să vină de la organul de autoadministrare. Da, a fost, am discutat aici mai devreme că exista acea frică. De ce exista frică în acel sondaj din 2017 când s-a testat feeling-ul în instanță pe judecători și pe procurori și pe avocatură, tot ce a fost pe un spectru foarte larg de participanți în sistemul justiției și atunci era frica pentru că bâta era la Consiliul Superior a Procurorilor și la Consiliul Superior a Magistraturii care avea disciplina, inspecția judiciară, inspecția procurorilor și care se puteau autosisiza și aplica sancțiuni asupra lor. Și bâta și acum e acolo. Și bâta este și acum acolo. În situația în care, iarăși, profesiile nu o să vrea să se schimbe și nu o să vrea să-și delege reprezentanți în organele de autoadministrare care să fie capabili să facă schimbări. Uh-huh. Eu am să fac o paralelă cu avocatura. În Uniunea Avocaților, din 2020 s-a schimbat componența Consiliului. Și nu din cauza că eu sunt acolo, dar dacă este să ne uităm despre prezența avocaturii în 4 ani până la 2020 sau 8 ani până la 2020 în reforme, în viața socială, în partea care se referă de justiție. Uh-huh. Ea a fost foarte estompată, da? nu prea am fost prezenți. Pentru din că 2020, erau lupte interne, erau probleme interne. Exact. Da. Din 2020, când s-a schimbat componența Consiliului Uniunii Avocaților, acolo noi deja am început să venim cu idei noi, cu dorință de a schimba lucrurile. Și cei care nu acceptau părerile mai reformatoare au fost nevoiți să le accepte până la urmă. Pentru că s-a înțeles că nu putem să schimbăm lucrurile atâta timp cât stăm și lucrăm pe ștanța veche. Mm. Ori legea cu privire la avocatură a fost modificată ultima dată până în 2021, dacă sincer nici nu mi-am inteles. 2016, dar ceva foarte minor.
foarte minor și nimic nu a avut niciodată curajul avocatura să vină în fața Parlamentului și să spună: noi nu mai vrem să fim coșul de gunoi al justiției. Noi nu mai vrem să primim judecători și procurori în avocatură, nu contează, în avocatură fără filtru. Pentru că noi, eu când, avocații când merg la Institutul Național de Justiție și vor să devină procurori sau judecători, eu trebuie să susțin examen. Da. Nu mă întreabă nimeni de ce nu ar fi pe invers și la avocatură. În 2021 noi am avut curajul să venim și să spunem: noi vrem așa. S-a primit cum s-a primit articolul 10, mă rog, a fost o modificare în Parlament, dar iată, în 2022 s-a produs schimbarea la articolul 10 și deja este ferm, clar că se dorește schimbarea inclusiv și în avocatură. Eu asta cred, pentru că e problema de organul de autoadministrare și la judecători și la procurori. Și acolo e problema cea mare. Aștept foarte mult care o să fie verdictul instanțelor de judecată pe marginea contestațiilor tuturor celor care nu au fost admiși acum în avocatură. Deci, iată, asta e testul justiției. Testul justiției și testul pe care trebuie să-l treacă judecătorii acum este anume în ce măsură, și asta nu o să ne vorbească și societății, o să vorbească foarte clar, cât îți iei de deschiși pentru reforme. În situația în care Comisia de licențiere a respins dosarele celor mai puțin de 69, pentru că și cineva din ei și-au retras 60. Dosarele 60 și au respins pe, luând drept bază normele tranzitorii din legea de modificare a legii 1260. Da, au contestat și participăm și noi ca persoane interesate. Este atras Ministerul Justiției, dar este foarte straniu pentru noi, judecătorii, pe masa cărora ajung aceste dosare, având norma legală îmbrățișată de Comisia de licențiere și pusă în hotărâre motivat, cu toate acestea, admit contestațiile unde par autoritatea părâtă este Uniunea Avocaților și obligă Uniunea Avocaților în persoana Comisiei de licențiere să elibereze licență. Deci, aveți deja decizii de genul ăsta? Avem, din câte eu cunosc, sunt în jur de 3-4 cazuri pronunțate acum, recent. Sunt curioasă, sunt foști judecători și procurori pe cei pe care s-au... Deci, persoane care au depus dosarele în perioada când era... Da, ca și trecut, ca și CV, trecut, ce sunt? Foști judecători? Judecători și procurori. Așa, cu probleme de integritate. Bănuiesc eu că sunt cu probleme de integritate. Eu nu le-am verificat dosarele, dar în situația în care... au venit foarte repede în avocatură, fiindcă în lista celor 60 și erau și procurori în funcție și procurori demisi sau în demisie, judecători doar în demisie, trebuie să recunoaștem, dar erau foarte mulți cu reputație. Da. Iată, asta este foarte straniu și eu despre asta vreau să vorbesc acum, în ce măsură judecătorii sunt deschiși. Vorbeam despre voință, pentru că dacă nu există voință, scuzați, bâta politică este dureroasă, dar ei au un instrument mai puternic decât al tuturor. Și noi în perioade diferite am simțit că judecătorii, dacă tare supără și vor să pornească un război, ei pot să-l câștige chiar și cu politicul. Și de asta e bine să-i convingi că le trebuie ceva decât să mergi cu bâta împotriva lor. Deci eu... nu vreau să mă spun pe gazuri separate, nu le cunosc, dar ar fi bine și eu chiar am să citesc hotărârile, dar și societatea care judec, la fel să citim hotărârile, pentru că și normele tranzitorii pe care în lege, în timp și în spațiu, sunt anumite, legi, anumite principii de aplicare, care judecătorii, ori aplicăm legile și nu ne uităm la principii, ori noi, adică, în fine, nu vreau să discut. Nu vreau să vorbim despre cazul ăsta. Un sistem, după mine, puternic, îl realizează organul de autoadministrare. Păi iată, când sistemul judecătoresc va avea un Consiliu Superior al Magistraturii puternic, vocal, care va avea intenția cu adevărat să reformeze, să administreze corect acest sistem, eu cred că și se vor schimba lucrurile și în interior. Da, aici o întrebare. Dar sistemul judecătoresc, încă nereformat, netrecut prin vetic, este capabil să își aleagă niște reprezentanți diferiți? Păi, din 2000... Niște avocali, niște care vor reforme? Din 2019 încoace, sistemul judecătoresc nu a avut așa o ocazie să aleagă membrii Consiliului Superior al Magistraturii, nu a avut loc adunare generală. Și, respectiv, suntem în situația în care avem fix același Consiliu, cu atribuții prelungite și atunci...
dacă până în 2018 același Consiliu nu a realizat careva reforme, sau 2019, care e eficiența celor după 2019? Nu, eu înțeleg ce spuneți, eu întrebam de așteptările pentru nou Consiliu. Eu mă întreb, ok, îi verificăm pe cei care vor să candideze la funcții de membri a CSM, dar mai departe, cei care trec prin acest filtru vor ajunge în fața unor judecători care vin la adunare. Judecătorii ăștia pot să voteze, pot să nu-i voteze. Poți să alegi cel mai bun dintre acești candidați. Uitați-vă, atunci când s-a adoptat legea preveting, s-a adoptat legea cu preveting, spuneau când vor fi candidați. Avem candidați, 28 de candidați. Acum spun că vor rămâne puțin. Eu sunt ferm convins că vor fi mulți candidați. Mai mult ca atât, noi avem perioada de electorală și fiecare își va asigura vociferarea această campanie, vor vocifera principiile și eu cred că noi nu suntem în situația în care am fost în 2017 când am ales CSM-ul. Deja judecătorii au conștientizat foarte multe lucruri. Deja judecătorii nu mai vor un organ de autoadministrare slab, dar unul puternic, pentru a nu permite ulterioare ingerințe în sistemul judecătoresc. De asta eu cred că lecția este, oricum s-a învățat în sistem și la moment sistemul judecătoresc este capabil să aleagă membri puternici în Consiliul Superior al Magistraturii. Da. Urmează să vedem. Înțeleg că 30 de zile urmează să se întâmple prevetingul, da? Următoarele 30 de zile. Deci la moment Comisia de Evaluare și-a început activitatea, acum ei sunt în fază de elaborare a regulamentului de activitate și regulamentul secretariatului, după care ei primesc această listă de la Consiliul Superior al Magistraturii cu candidații și de la Consiliul Superior al Procurorilor, să vor contacta reprezentanți. Deci prima etapă este că procesul de evaluare, procesul de colectare a datelor și de evaluare, de acumulare informației este 30 de zile cu o posibilitate de prelungire. Am înțeles, da. Oricum, n-am mai rămas așa atât de mult, urmează să vedem ce o să se întâmple. Noi chiar vom sta cu ochii și pe preveting, dar mai cu seamă pe alegerile care se vor întâmpla în cele două organe de autoadministrare. Sper ca de data asta să fie aleși nu din frică, nu din interese, dar cu adevărat pentru reformă cei mai buni candidați. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și de respectătorilor. Rămâneți alături de TV8.